Hristos a înviat. Vă salut pe voi toți care ați venit la această sfântă liturghie, dar în mod deosebit vreau să o salut pe doamna Carmen Iohannis, prima doamna țării. Veți fi totdeauna binevenită între noi la sfânta liturghie. Știm că veți merge pe 14 la Sfântul Părinte luna aceasta. Vă însoțim cu gândul nostru cel bun și rugăciunea noastră. Iubiți frați și surori, lecturile pe care le-am ascultat astăzi, în duminica a șasea, ne pregătesc pentru sărbătoarea Înălțării, pe care o vom celebra joia care urmează. Prima lectură ne vorbește despre un moment special din istoria Bisericii de la începuturi. Un moment în care Biserica s-a deschis către păgâni. Dar nu numai atât. Deschizându-se către păgâni, Biserica a deschis, de fapt, poarta universalității sale. Să ne amintim că în timpul apostolilor, Biserica de la început a trăit o tensiune deosebită la un moment dat. Începuseră să intre în biserică și păgânii să primească botezul. Erau două tendințe, una, aceea care voia să le impună păgânilor obligațiile provenite din legea veche, adică, concret, să primească tăierea împrejur, iar alții erau împotriva acestei măsuri. Era o tendință care putea să rupă comunitatea fragedă a bisericii. Dar apostolii se adună la Ierusalim și are loc ceea ce mai târziu biserica avea să descrie ca fiind primul conciliu din biserică, conciliul de la Ierusalim, în care s-a stabilit că primirea păgânilor se va face fără obligația de a primi circumciziunea și alte legi provenite din legea veche. Textul din Faptele Apostolilor, pe care l-am ascultat la liturghie acum, este în legătură cu această tensiune și cu această deschidere a bisericii către universalitate, către păgâni. Sfântul Petru, ținând un cuvânt în fața celor care proveneau dintre păgâni și voiau împreună cu Corneliu să primească botezul, le spune tuturor, văzând că a coborât Duhul Sfânt asupra lor în mod vizibil, cine ne împiedică să-i botezăm? Și îi primește prin botez în biserică. Este primul act oficial împlinit de capul apostolilor, de Petru, marcând această deschidere spre universalitate. Psalmul pe care l-am cântat, Domnul și-a arătat dreptatea înaintea popoarelor, este ca o concluzie la prima lectură. Dumnezeu și-a arătat dreptatea, mântuirea de fapt, și-a arătat dreptatea, mântuirea în fața popoarelor. Iar Evanghelia, luată din Sfântul Ioan, ne aduce în față, ne pune în inimă un îndemn al lui Iisus. Rămâneți în iubirea mea. Sfântul Ioan, în scrierile sale, folosește verbul a rămâne de 68 de ori. În Evanghelia pe care am citit-o la această liturghie,
Am auzit cuvântul acesta rămâne de 3 ori. Rămâneți în iubirea mea. Sfântul Ioan pune acest verb în contextul în care vorbește despre asemănarea butucului de vie și a mlădițelor. Mlădițele trebuie să rămână unite cu vița ca să aducă rod. Apoi, când vorbește despre învățător și ucenici, ucenicii trebuie să rămână strâns uniți în jurul învățătorului ca să aducă rod. Și la fel, turma trebuie să fie mereu unită cu păstorul ca să-și găsească hrana. Aici, Sfântul Ioan face un pas mai departe și ne spune, rămâneți în iubirea mea. Nu putem să aducem rod în viața noastră de credință fără să rămânem uniți cu învățătura lui Hristos, fără să rămânem uniți cu prezența sa din biserică și din Sfânta Euharistie. Iisus spune, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu în el. Iată momentul maxim al unirii noastre cu Hristos în Sfânta Euharistie. El ne primește în viața sa, el ne dă, ne transmite viața sa în momentul acesta sfânt în care noi primim trupul și sângele său. Rămâneți în iubirea mea. Acest cuvânt din Sfânta Evanghelie să ne însoțească mereu, să nu-l uităm. Suntem în luna mai, lună în care o cinstim în mod deosebit pe Sfânta Fecioară Maria. Ea este modelul care a pus în practică acest cuvânt pe care l-am auzit în Evanghelie. Rămâneți în iubirea mea. Ea a rămas în iubirea față de Fiul Său, în iubirea față de Tatăl Ceresc, să o imităm, pentru ca, așa cum spune rugăciunea liturghiei de astăzi, să arătăm prin faptele noastre că, într-adevăr, credem în misterul pascal al morții și al învierii lui Iisus. Sfânta Fecioară Maria să ne țină întotdeauna în această strânsă legătură cu Iisus, răscumpărătorul nostru. Hristos a înviat!